Rugăm pentru că Dumnezeu se îngrijește să vorbească prin robii Lui, prin slujitorii Lui, exact ceea ce trebuie. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a Dumnezeului, pentru ca El, la vremea Lui, El să vă înalțe. Amin. Amin. Acest cuvânt mi-a fost dat când am venit în locul acesta și vreau să vă asigur că Domnul va vorbi prin robii Lui, slujitorii Lui, exact ceea ce trebuie. Și pentru că l-aveam aici, vis-a-vis de fratele ce a discutat și ce a vorbit aici, este aceeași insuflare. Vreau să vă spun că Duhul lui Dumnezeu face aceasta. Amin. Și dacă mi-a pus mie îndemn pe inimă și eu n-am vorbit, am închis, Domnul vorbește. Și era două lucruri foarte interesante în acest verset. Tot așa și voi, tinerilor. Și aici e vorba de tineri. Dar vă rog să nu fiți supărați pe mine, tineri, pentru că trebuie să fiți supuși celor mai în vârstă, celor bătrâni, așa cum scrie cuvântul Domnului. Și după aia urmează la noi toți. Și vă rog să fiți foarte atenți, toți! Acum nu este vorba de tineri. Bătrân, tânăr, adult, copil, indiferent. Și toți în legăturile voastre. Deci noi avem legături unii cu alții. În muncă, în sprijin, în sfătuire, în a merge unii la alții. Legăturile noastre. În legăturile voastre să fiți împodobiți. Ce e să fii împodobit? Să te împodobești. Exact cum o mireasă se împodobește când merge să-și întâmpine mirele și vrea să fie frumoasă, vrea să fie aranjată. Tot așa trebuie și noi să ne aranjăm, să ne îmbrăcăm. Să fim împodobiți cu smerenie. Domnul să ne ajute la aceasta. Nu vreau să îi răpesc timpul nimănui și nu sunt lung în copire. Mă limitez aici. Domnul să binecuvinteze fiecare lucrare care se face în locul acesta. Și după cântarea în comun, aș dori toți care aveți inimă bună și vreți să lăudați pe Domnul, să veniți, să o faceți dacă merită Domnul și dacă considerați în inima voastră că Domnul v-a făcut mult bine, lăudați-L pe Domnul. Dăm tuturor locul care vor să laude pe Domnul, să-L laude cu toată inima. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. După cântarea în comun.